Bun găsit, dragii noștri telespectatori, și la mulți ani televiziunii române, prima televiziune din viața noastră. Pentru că de peste 60 de ani, televiziunea română a intrat în casele noastre cu tot ceea ce înseamnă artă, cultură. Astăzi, noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, vă propunem momente de grație din această carte de aur a televiziunii române, care înseamnă arhiva multimedia. Avem prilejul, așadar, să vă arătăm momente de excepție, momente de excepție legate de sfârșitul de an, și cred că vom realiza un arc peste timp. Și nu doar cred, ci chiar vă propun în minutele următoare să urmărim acele momente de grație, momente când televiziunea română difuza emisiunile alb-negru. Sunt emisiuni păstrate acolo la loc de cinste, realizate de mari profesioniști ai acestei instituții media, profesioniști cărora noi le urăm la mulți ani, le transmitem toate gândurile bune, și pentru cei care nu mai sunt, o pioasă recunoștință. Așadar, urmăriți-ne, pentru că veți avea surprize extraordinare. Tu mi-l duci locul ei.
Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule n-ai avea parte, trenule n-ai avea parte, de șuruburile toate și de șina de sub roate, mărioara lui Nenicu, măi, măi. C-ai dus pe neca departe, c-ai dus pe neca departe, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, de când l-ai dus, trenule, de când l-ai dus, eu într-un am tot plâns, eu într-un am tot plâns, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, de când l-ai luat, eu într-un am oftat, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, de când l-ai dus, eu într-un am tot plâns, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, de când l-ai luat, eu într-un am oftat, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Foaie verde, flori mărunte, mândra mea sprâncene multe, cele țipă somorite, cele țipă somorite, cele sui și le cobori, pe mine să mă omori, cele sui și le cobori, pe mine să mă omori. Măi, Gheorghiță, măi, Gheorghiță, lăgă-ți calul la portiță și vină să-ți dau guriță, și vină să-ți dau guriță. Că guriță ca mea nu mai are nimeni, că guriță ca mea nu mai are nimeni. Las calul legat la moară, pentru tine, Marioară, las calul legat la moară. Fie-le la mărăriță și vin ca să-ți dau guriță, că guriță ca ta nu mai are nimeni. Ați urmărit, dragii noștri telespectatori, un moment din Revelionul anului 1978. Un revelion care a însemnat pentru doamna Marioara Murărescu prima activitate, primul eveniment de acest fel, pentru că tot ceea ce s-a creat în anii de început ai televiziunii române a însemnat un adevărat eveniment. Și dați-mi voie să mi-amintesc de nume celebre ale televiziunii române cu care doamna Marioara Murărescu a colaborat și a dat identitate emisiunii de mai târziu Tezaur Folcloric. Este vorba despre doamna Aurelia Ticulescu, pictor-scenograf, care a creat în acei ani și în anii care au urmat
personalitatea emisiunii Tezaur Folcloric. Trebuie să mai amintesc și de un nume mare al televiziunii române care coordona tot ceea ce însemna eveniment înregistrat în direct la televiziunea română. Coordonator înnăscut, un om care a creat istorie aici, în locurile acestea unde mă aflu eu. Este vorba despre Arhiva Multimedia Televiziunii Române. Multe dovezi sunt aici ale existenței ca și coordonator al activității de televiziune ale lui Tudor Vornicu. Un om cu vocație, un om cu dedicație, atunci, în anul 1978, a dat acel semnal de începere al unei ere, al unei epoci a folclorului românesc. Dar lucrurile s-au derulat așa după cum mulți dintre dumneavoastră știți, acele minunate revelioane, modele pentru generații de realizatori și vă propun acum, în minutele următoare, un alt asemenea crâmpei, o clipă, de fapt, din viața și activitatea profesioniștilor din televiziunea română. Urmăriți! S-o luăm după zecală, la 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 la, când e zece până seară, la 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 la. Bate-l focul pe băia, că mândru l-a făcut măsațul cu iachii și nu raiu. Și-mi tot vine a cânta, la 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 la, a cânta și a juca, la 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 la. Păi zice chiar mai cu foc, să mă prind și eu în joc. Să ține, la 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 la, lasă și e că-i stă bine, la 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 la. Păi mândru-i badea și fălos, la 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 la, lasă și e că-i frumos, la 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 la. Bate badea și-ți mine, să sară călcâine, bate și-ți mă la fodeală, că ne zușe până seara, mâine toată ziua ea. Ce cu drag
Dragii noștri telespectatori, cred că mulți dintre dumneavoastră au rămas impresionați de momentele pe care vi le-am prezentat mai înainte. Asta înseamnă muncă, asta înseamnă istorie, asta înseamnă credință în ceea ce îți propui să realizezi în televiziunea română. Acum vă propun un arc peste timp de la Revelionul din anul 1979. Poposim cu ajutorul acestui trofeu, și spun metaforic acest lucru, cu ajutorul acestei benzi la Revelionul din anul 1989. Decoruri extraordinare, interpreți cu totul speciali, o lumină în privirea fiecăruia care denotă bucuria, denotă acel sentiment de apartenență al fiecărui artist la televiziunea română. Așadar, cu ajutorul acestui trofeu, o casetă din videoteca televiziunii române, să urmărim momente de excepție din Revelionul anului 1989. Pe uliță strâmbă, strâmbă și poltită. E o casă mică, cu ferești de sticlă, cu porți de cicoare și poteci de floare. Privighetoare și să stau lângă izvoare.
pe malul Blahniței mai mari. Când de dorul mândruței mai, mândrei cu ochii ca mura, de-mi da gura-ntotdeauna, de-mi da gura-ntotdeauna, măi, măi. Mândrei cu ochii ca mura, de-mi da gura-ntotdeauna, de-mi da gura-ntotdeauna, măi, măi. Nu știu cum s-a întâmplat, măi, măi, de mândruța m-a uitat, măi. A uitat și drumul mare, pe unde veneam călare, pe unde veneam călare, măi, măi. A uitat și drumul mare, pe unde veneam călare, pe unde veneam călare, măi, măi. Călare pe-un cal roșcat, măi, măi, mă duceam să o iau în sat, măi. O găseam să până la vie, și-mi dau ochișorii mie, și-mi dau ochișorii mie, măi, măi. O găseam să până la vie, și-mi dau ochișorii mie, și-mi dau ochișorii mie, măi, ajutam să sape via, măi, măi, până când venea chindia. Și apoi mi-o sărutam și pe cal mi-o aruncam, și pe cal mi-o aruncam, măi, măi. Dar acum sunt numai eu, numai eu și calul meu, numai eu și calul meu. Cine
Istorie. Istorie frumoasă a televiziunii române. Istorie frumoasă a tezaurului folcloric românesc. Aici și-au desfășurat activitatea profesioniști de excepție și își desfășoară în continuare activitatea asemenea personalități care consideră că munca înseamnă o misiune pe care o au de îndeplinit. Revenim la revelioanele televiziunii române, revelioane la care, bineînțeles, a luat parte echipa emisiunii Tezaur Folcloric. Vă propun acum să urmăriți înregistrări din revelionul anului 2005 și anului 2006, înregistrări realizate la Cetatea de Baltă, în județul Alba. Peisaje extraordinare, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată când înregistrăm sau filmăm în frumoasa noastră Românie. Dar să urmărim momentele extraordinare de la Cetatea de Baltă, județul Alba. Masline, ascultă mândru la mine, ia seama, te uită bine, ai ce voinic iubești pe lume, merg pe drum, mă uit la tine, mă topesc fată cu zile, s-aprinde inima în mine, ca într-un cuptoraș de pâine, când te văd ziua pe nuncă, m-aș băga la tine, slugă, oh, 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 oh. Ți-aș munci pe bătătură, seara să te cul pe mână, să-mi faci inimă bună, le-le-le, le și iar le-le. Spune-mi gura cui o dai, spune gura cui o dai, e dă-mi o mie. Panța coașe, boaba ne vie, mă. Fă de-a lui de-al și pale-i pale, pale.
toamnă moare, măi, mă. Of, 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 dealui deal și valei vale. Băi, mândrai, mândră până moare, măi, mă. Măi, mândrai cu slamă ta, fată, măi, mă. Mândrăie și măritată, măi, mă. Mândrai fost, mândrai să fii, măi, mă. Până-n ceasul doi muri, măi, mă. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că-mi e mândra bolnăvioară, măi, mă. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că-mi e mândra bolnăvioară, măi, mă. De-o fi boala de la mine, măi, mă. Dumnezeu s-o facă bine, măi, mă. De-o fi boala de la altul, măi, mă. Să zacă s-o ia și dracu, măi, mă. Păi idealul ideal și valea-i vale. Mândră-i mândră până moare, măi, mă. Of, 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 idealul ideal și valea-i vale. Mândră-i mândră până moare, măi, mă. Mândră-i cu slamă ta, fată, măi, mă. Mândră-i și măritată, măi, mă. Mândrai să fii, măi, mă. Până ceasul de-i muri, măi, mă. În boală, măi, Ionică, mă. Au trecut zile vreo șinși, măi, Ionică, mă. De când n-ai mai fost pe aici, măi, Ionică, mă. Unii sfântul mi te-ai dus, măi, Ionică, mă. Cam tot stat și-am așteptat, măi, Ionică, mă. Din zori până și-o noptat, măi, Ionică, mă. Poate, poate că-i vine, măi, Ionică, stărit, măi, Ionică, măi. Să-ți fac paha brațele mele, măi, Ionică, măi. Așternu din florișele, măi, Ionică, măi. Perina din garofiță, măi, Ionică, măi. Udor de la inimuță, măi, supărat.
lăsată, la 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 la, cu cârpa pe oăt lăsată, la 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 la, ce stai mândră supărată, la 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 la, cu cârpa pe oăt lăsată, la 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 la. O spusuțo, oare cine, la 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 la, să nu te iubești cu mine, la 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 la. Oare mândra ce baiari, la 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 la, ghi să uscă pe picioare, la 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 la. Oare mândra ce baiari, la 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 la, ghi să uscă pe picioare, la 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 la. Oare mândra ce-o făcut-o, aie, la 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 la, ghi să uscă pe pământul, la 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 la. La 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 la, ghici am zis că nu mi-i dragă, la 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 la, beteagă-i mândra beteagă, la 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 la, ghici am zis că nu mi-i dragă, la 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 la. Scoală mândră, nu mori, aie, la 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 la, că iară dragă mi-i fi, aie, la 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 la. La 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 la, unde-i mândra cu boii, la 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 la, du-mă, Doamne, cu norii, la 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 la, unde-i mândra cu boii, la 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 la, du-mă, Doamne, cu stelile, la 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 la, unde-i mândra cu oile, aie, la 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 la. Că dacă-mi fi amândoi, aie, la 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 la, n-or veni lupii la oi, aie, la 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 la. Sigur că au fost momente extraordinare, dar rețineți, doar o clipă din istoria televiziunii române, așa legată de emisiunile de folclor. Sunt sigură că v-am trezit emoții cu totul excepționale, pentru că peste 60 de ani înseamnă muncă, trudă, înseamnă acele așteptări pe care le avem de fiecare dată,
când ne propunem să realizăm un ideal, un vis. Pentru televiziunea română, pentru oamenii care vă dăruiesc fiecare clipă din viața lor, la mulți ani astăzi, la mulți ani întotdeauna și din partea echipei emisiunii Tezaur Folcloric, vă dorim să aveți acea viață însoțită mereu de cântecul popular românesc. La mulți ani, televiziunii române, la mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani Tezaurului Folcloric. Bună seara, gospodari! Primiți plocul celor mari! După datii noastră bună, vă primim cu voi bună! Haideți pe! Aho, aho și seara bună, după datii noastră bună! În așeastă seară mare, ieși afară, gospodari! Trage lampa pe o mare, să vezi cum are plugare! Astăzi seară țarăm, mâine seară să mănăm, urăturile frumoase de la bătrânei rămase. De la Traian împăratul de când e zidit satul, de la Dragoș cel viteaz cine o scos din anacaz, Dragoș cel voinic și mândru ce-o scapa țara de zimbru, și cu joaca și cu vorba și-o întemeia Moldova, și-o lăsat culoarea mintei obișeiului sfinț, pe care de ani zile ne urăm de Sfântul Vasile. De pe dealuri, de pe văi, ia mai îndemnați frăcăi și ziceți din zârcălăi, măi!